A fost odată ca niciodată, într-un regat îndepărtat, un împărat pe nume Împăratul Teleleu. Acesta avea un fiu, Prințul Lăptic, care era renumit în tot regatul pentru curajul său și setea sa de aventură. Într-o zi, împăratul Teleleu, îngrijorat că fiul său încă nu și-a găsit o soție, a hotărât să organizeze un mare concurs de măiestrie și curaj, la care să participe toate prințesele din regatul său și din regatele vecine. Astfel, pe o rețea socială medievală numită Facebookium, a fost anunțată vestea concursului. Prințesele trebuiau să treacă prin trei probe: să gătească o mâncare delicioasă, să rezolve o ghicitoare imposibilă și să învingă un dragon virtual în jocul de realitate augmentată Dragon Go. În ziua concursului, toate prințesele s-au adunat în piața centrală a capitalei, fiecare purtând haine strălucitoare și coafuri complicate. Printre ele se afla și Prințesa Fluturaș, cunoscută pentru frumusețea și inteligența sa. Fluturaș era hotărâtă să câștige, dar nu era singura care spera la inima prințului Lăptic. Prințesa Selfie, care își petrecea majoritatea timpului făcând poze și postându-le pe Insta poveste, era la fel de hotărâtă să câștige. Prima probă, Gătitul, a fost un spectacol de arome și culori. Prințesa Fluturaș a gătit o ciorbă de burtă modernizată cu tofu și cale, pe când Prințesa Selfie a pregătit un burger vegan cu avocado și chiftele de năut. Împăratul Teleleu a gustat din toate preparatele, dar a fost impresionat de inovația Prințesei Fluturaș, oferindu-i primul loc la această probă. A doua probă, ghicitoarea imposibilă, a fost un adevărat test de inteligență. Ghicitoarea suna astfel. Ce e mic, rotund și se învârte mereu în cerc. După ce toate prințesele au încercat să răspundă, doar prințesa Fluturaș a găsit răspunsul corect, un fidget spinner. Toată lumea a fost uimită de răspunsul ei, iar împăratul Teleleu a fost din nou impresionat. Ultima probă, Dragon Go, a fost cea mai așteptată de tinerii din public. Prințesele trebuiau să captureze un dragon virtual care se ascundea în diverse locuri din oraș. Cu ajutorul telefonului său medieval, prințesa Fluturaș a reușit să prindă dragonul înaintea celorlalte prințese, folosind o combinație de viteză și strategie. Prințul Lăptic, care a urmărit cu atenție toate probele, a fost fermecat de abilitățile și inteligența prințesei Fluturaș. După concurs, a mers la tatăl său și a spus că dorește să se căsătorească cu ea. Împăratul Teleleu, mulțumit de alegerea fiului său, a dat binecuvântarea sa. Nunta a fost organizată cu mare fast și toți locuitorii regatului au fost invitați. La petrecere, prințesa Selfie a încercat să fure atenția postând live pe Insta poveste, dar toată lumea era preocupată să se bucure de fericirea noilor căsătoriți. Muzica era asigurată de DJ Harapalb, iar tortul de nuntă, o capodoperă culinară, a fost decorat cu figurine de ciocolată care reprezentau aventurile prințului Lăptic și ale prințesei Fluturaș. Timpul a trecut, iar prințesa Fluturaș și prințul Lăptic au devenit cunoscuți pentru înțelepciunea și bunătatea lor. Au adus multe schimbări în regat, introducând tehnologii moderne și metode noi de guvernare. De exemplu, au implementat aplicația de sfat imperial, unde cetățenii puteau să-și exprime părerile și să facă sugestii pentru îmbunătățirea vieții în regat. Împăratul Teleleu, mândru de realizările fiului său, S-a retras la o cabană de vacanță, unde și-a petrecut timpul citind și grădinărind. Într-o zi, în timp ce planta un nou soi de roșii bio, a primit o veste printr-o notificare de pe Facebook. -ul. Regatul era cel mai fericit și prosper din întreaga lume. Totul părea perfect, până când într-o zi, un hacker malefic pe nume Virusus a atacat rețeaua regală de internet. Virusul a încercat să răspândească haos și confuzie, dar prințesa Fluturaș, cu ajutorul cunoștințelor sale avansate de IT și a unui antivirus puternic, a reușit să-l oprească și să restabilească ordinea în regat. Virusul a fost exilat în pădurea de firewalls, unde a fost obligat să trăiască fără acces la internet. Regatul a revenit la normal, iar prințesa Fluturaș și prințul Lăptic au fost și mai apreciați pentru curajul și ingeniozitatea lor. Împăratul teleleu, fericit și liniștit, și-a continuat hobby iar regatul a prosperat în continuare. Și astfel, povestea noastră ajunge la sfârșit. Prințesa Fluturaș și prințul Lăptic au trăit fericiți până la adânci bătrâneți, iar regatul lor a devenit un exemplu de inovație și fericire. Dacă v-a plăcut această poveste și vreți să mai auziți altele, dați un like, share și subscribe. Dacă nu există,